Bună seara! Haideți să discutăm astăzi despre cei care nu cred în ceea ce se cheamă biserică. Adică o să spun că biserica e un lucru necurat, că nu crede în Iisus, Hristos, Maria Magdalena, Dumnezeu și Sfinții. Pur și simplu nu cred. Nu cred că există. Știi? Și o susțin pe al lor. În continuare. După care, în a lor mândrie, bisericile de cult, pur și simplu, trebuie rase de pe fața pământului. Că nu cred. Iar apoi, și mai deștepți, să spunem, între ghilimele, nu cred, nu aud. O să zic că mâine, păi mâine. Sunt căsătorit cu a mea nevastă și păpușă și o ia așa de sub braț. De vreo 10-20 de ani. Și ce ai făcut? Căsătorie civilă sau religioasă? Am făcut și din aia religioasă. Da? Așa a vrut ea, că altfel nu mă ia. Dar el în continuare e ateu. După care vine Paștele și Crăciunul. Pentru că la ei, așa e, Paștele și Crăciunul sunt cele mai importante zile libere. S-a născut Iisus pe 25 decembrie, este zi liberă la creștinii ortodoxi și catolici pe pământ. Ce bine, nu mă duc la muncă. Sărbătoresc Crăciunul, dau o grămadă de bani pe acel brăduț frumos, împodobit, luminițe și ghirlande, cadouri la copii. N-am ajuns încă. La sfârșit. Continuăm mai departe. Vine Paștele. A venit săptămâna ortodoxă. Mamă, ce nebunie, sau catolică, mamă, ce nebunie în oraș! La ce vă duce să vă cumpărați mie, să vopsiți ouă și să faceți cozonaci? Că nu există nici Dumnezeu, nici Iisus, nici Maria Magdalena. În capul lui, toți sunt în pământ. Dar știe clar că sunt cele trei zile sfinte pe pământ când sunt libere. Ura! Nu mă duc la muncă. Tu te duci la biserică și începe preotul. Deschide-ți ușa! Sau ceva de genul. Cioc, cioc, cine e? Deschide-ți ușa! Cioc, cioc, cine e? Încep. Cioc, cioc, cine e? Sunt eu, Iisus, care am ieșit din mormânt și am înviat. Și am renăscut. Bun, terminăm cu această paranteză, să zicem. Și începe. Sunt căsătorită cu doamna de 20 de ani, 30 de ani. Sunt ateu. A făcut și căsătorie civilă și religioasă, că altfel nu lua așa, sau o lua așa, sau invers. Și am 7 copii, frate, 7. Și ce ai făcut? M-am dus la ceea ce se cheamă, hai să-i spunem, nu starea civilă, că acolo faci nuntă, ci la evidența populației și să trec. Ionescu Ion, primul meu băiat, fericit sunt. Trecem la următorul.
Popescu, Vasile. Următorul copil. Niculoiță, Benz. Mă rog, și tot felul. Sau de fete. Ionescu, Ana. Popescu, Vasilica. Bineînțeles că a trebuit să le facă ceea ce se cheamă datina, adică botezul, creștin, ortodox, catolic, religios. Păi dacă ești așa de ateu, cum ai făcut botezul religios? Niște mormântal. Deci, practic, nu crede în Iisus Hristos, Maria Magdalena și Dumnezeu. Și Sfinții, și Apostolii, și toate cele. Nu există. Biserica nu trebuie să existe și toate cele. Este acea fază în care crede un Crăciun că sunt acele zile în care trebuie să te duci să cheltuiești banii, să alergi ca un nebun pe străzi, să cumperi un brad păgân, să-l împodobești și să dai cadouri. Vine Paștele. Să faci cozonaci, să sacrifici mii pe gâni și toate cele. Să faci copii și să-i botezi religios. Să faci o căsătorie religios. Cam așa este viața la atei. Practic ei singuri se contrazic. Sunt ateu, nu cred în Dumnezeu. Așa zic ei. Sunt ateu, nu cred în Iisus Hristos, Maria Magdalena, în funcție de ce mai e, pe pământ, ca și religie. Și apoi ajungi la ceva și mai sfânt. Am 2-3 copii și le-am făcut și botezul religios. Că cine știe dacă Dumnezeu există pe pământ, deși nu există. Iisus Hristos, Magdalena, biserica e biserică și Crăciunul e Crăciun și ceea ce se cheamă, hai să spunem, Paște și celelalte sărbători ortodoxe chiar există, atunci am făcut pentru ai mei copii ceva sfânt pe pământ. Dar nu sunt sigur că e bun. Pentru că sunt ateu și nu cred în Dumnezeu. Bestial, nu? Și are o păpușă la sub braț sau o nevastă, păi da, ce putea să facă o căsătorie? Da, starea civilă? Face la starea civilă, da? Bun, și după ce face la starea civilă, păi da, trebuie să facem și religioasă, chiar dacă mă costă un pic. La biserica de cult sau locașul de cult dau niște bani și mai dă și nașul alți bani. Așa. Mai există și varianta aceea. Câștig pe partea cealaltă și mai mulți bani. Păi computer, există meniul Crede Dumnezeu? În momentul de față nu s-a de... și să răspunde. În momentul de față pământene Dumnezeu nu s-a găsit pe pământ. Rămășițele lui Iisus Hristos nici acestea. Maria Magdalena e pe undeva pe sub pământ. Sfinții, unii au fost chinjuiți, alții bătuți, alții blestemați și blamați și tot așa.
atunci începe tinde să creadă că locașul de sfânt e așa o casă în care sunt niște picturi sau tablouri. E cineva acolo care, în partea stângă, vedeți icoana Maicii Domnului, ca la muzeu. În partea dreaptă, a Sfântului Apostol al Bisericii, Sfântul Antonie sau mai știu eu ce. După care, când începe să aibă un băiat sau o fată și trebuie să-i facă botezul religios, să intre eu în locașul de cort. Nu cred în așa ceva. Bun, trecem la următoare față. Trebuie să facă nunta cu nevasta lui. Hai, păpușa la sub braț, pentru că căsătoria civilă e de fâs. Trebuie să mergem să facem o fotografie în biserică, unde sunt icoane amândoi. Tu îmbrăcat în ginerică, iar miresică. Bun. Și ajunge și faza cu copiii. I-a născut, se duce la evidența populației, le trece numele și gata. Și apoi, de ce e botezat? Pentru ca să aibă ceva mai bun decât tata, care nu crede în Dumnezeu, că e ateu. Sau mama. Bun. Și cam atât.